Bun venit la Farfuria Veselă! Astăzi voi pregăti gogonele în saramură pentru iarnă. Rețeta urmează chiar acum. Pentru rețeta de astăzi voi folosi gogonele, adică roșii verzi, ce n-au mai apucat să fie coapte de razele soarelui, țelină, atât rădăcină cât și frunze, conopidă, morcovi, o rădăcină de hrean, nelipsitele crenguțe de mărar uscat, dar și de cimbru, câțiva căței de usturoi, foi de dafin, sare din aceea mare, boabe de piper, dar și de muștar. Bineînțeles, mai avem nevoie doar de apă. Am pus apa la fiert și voi pune și sare. Sare se pune 25 de grame per litru de apă. Eu am aici cam 6 litri de apă, pentru că am strâns destul de multe gogonele. Lăsăm să fiarbă apa și să se topească, bineînțeles, sare. Țelina am curățat-o de coajă, am spălat-o și o voi tăia bucăți mai mici. Morcovi, de asemenea, bucăți mai mici. Hreanul l-am curățat și spălat. Și-l voi tăia și pe el. Conopida am spălat-o și am desfăcut-o în buchețele mai mici. Gogonelele le-am spălat foarte bine. Folosim borcane sterilizate și la bază punem frunze de țelină. Pregătim așa un pat aromat pentru minunatele noastre gogonele. Peste frunzele de țelină punem crenguța de mărar cu semințe. După care începem să aranjăm gogonelele în borcan. Așezăm și câțiva căței de usturoi. Și după ce umplem borcanul, punem boabe de piper, boabe de muștar, bucățele de hrean, foi de dafin, crenguțe de țelină, de mărar uscat, și bineînțeles și de cimbru uscat. Și acum cu saramura fierbinte voi umple borcanele până sus. Borcanele astfel pregătite le punem capace foarte strânse sau le legăm cu celofan
Le vom ține în bucătărie pentru câteva zile, până când vedem că începe fermentarea și abia apoi le ducem în cămară. Altfel, murăturile și gogonelele, în special, capătă un gust amărui. Aceasta a fost rețeta de astăzi, gogonele în saramură, o rețetă pe care vă invit să o încercați și voi. Și până data viitoare, nu uitați să fiți veseli!